face ambreiajul. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, iar astăzi, tocmai ce am terminat de verificat, Seat-ul ăsta de lângă mine și m-am gândit să și filmez mașina, pentru că mi se pare că are un preț foarte bun și mașina chiar merită cumpărată. O să vă dau detaliile imediat. În primul rând, însă, mulțumesc pentru că ne sunteți subscriberi, mulțumesc că ne sunteți clienți, iar dacă vreți să ne deveniți clienți, trimiteți-ne un mesaj pe WhatsApp și vă răspundem. Bine, haideți să vedeți mașina. În cazul în care vrei să ne devii client, îți recomandăm să ne scrii un mail sau să ne trimiți un mesaj direct pe WhatsApp. Dacă îți place conținutul nostru, abonează-te neapărat la canal și trebuie să apeși și clopoțelul ca să afli când postăm clipuri noi. Ne găsești pe Instagram, ăștia suntem noi, și postăm mașini care în general nu apar pe YouTube. Sunt foarte multe. Suntem și pe Facebook, dă-ne like ca să vezi ce postăm. Asta este mașina. Bă, scuze, n-am avut unde să o trag să se vadă mai bine, dar este un Seat Leon. Este din anul 2018, curat, și are 165.000 de kilometri, motorul de 1.6 diesel de 115 cai și ce interesant la mașina asta este că ea costă 9.900 de euro. Acum, ziua în care filmez este, uite, astăzi ziua în care filmez, 20.10.2021, nu știu dacă știți, dar prețurile la mașini second hand au explodat, au crescut foarte mult. Asta e cea mai ieftină de pe net. Omul a cumpărat-o din Franța, vânzătorul a cumpărat-o din Franța acum vreo câteva luni, prin iulie, și a folosit-o și acum vrea să o vândă. Practic asta este mașina. După cum știți, la Mașina Potrivită, verificarea constă să verificăm vopseaua și așa, și în clipul ăsta nu vă arăt exact tot ce am făcut, cum am făcut. Ce are revopsit? Ușa asta este revopsită și parbrizul este înlocuit. Parbriz 2021 neoriginal. În rest, mașina evident că are mici zgârieturi. Asta e mașină de autostradă, la cum și se simte așa că merge. Tot felul de mici ciobituri pe capotă motor, pe bară față și pe faruri. Și, în general, este super ok, dar mai sunt mici zgârieturi, de exemplu, zgârietura asta aici, pare că a dat într-o rămurică. Și mai are încă una aici. Când îți cumperi o mașină second hand, e important să nu te uiți la chestiile astea sau să încerci să scazi din preț, să zici, da, domnule, da, uite că are asta aici. Astea sunt chestii super, super minore, n-au treabă. Mai importante sunt lucrurile care contează, și anume, cauciucurile și discurile de frână. Mașina asta are discuri și cauciucuri, are discuri bune și plăcuțe bune și cauciucuri DOT 2020. Uite-le aici și mai au ceva carne. Astea sunt pe la un 50% și da, măsura mai devreme. Ia că poate. Uite, cu ceva de genul ăsta. Vezi, îl bagi aici și te uiți câți milimetri mai are. Astea sunt un pic mai bune, iar alea pe față sunt un pic mai proaste. Dar în principiu sunt cauciucuri bune, sunt cauciucuri DOT 2020. Am mai avut și bara spate revopsită, dar m-am uitat pe dedesubt, adică m-am băgat mai devreme sub mașină, toată polologia, și bara asta, doar asta a fost afectată, adică n-a fost afectată și structura. Bun, cam așa arată raportul car vertical pentru mașina asta. Așa, pare că e totul pe verde, bam, 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 bam. A treia 2018, corespunde cu seria de șasiu, a avut lucrări de întreținere, lucrări și a fost la reducere în România, 21, deci a noua. Deci nu a cumpărat-o nimeni între a noua și o cumpăra acum cineva. Kilometri parcurși, nu avem anomalii, aici ne lipsesc datele. Bam. Așa. Acum ar avea 165.000, deci, bă, ziceți ce vreți despre car vertical, dar aici a estimat bine. Când estimează prost, zic că estimează prost, sau când... dar acum chiar a nimerit-o, nu știu de ce. Daune, zice că nu a descoperit, fii atent, nu am descoperit accidente semnificative la analiza istoricului. Acum, tot ce trebuie să știți voi este că faptul că car vertical n-a descoperit sau nu are acces la bazele alea de date,
Asta nu înseamnă că mașina nu are. Deci de asta eu recomand să verifici mașina. V-am zis, ușă stânga față revopsită, asta revopsită, cum îi zice, bară spate și parbrizul înlocuit. Dar ăsta nu apare aici. Și Martin te avertizează. Lucrez cu vehicule avariate de 20 de ani, dar n-am descoperit. Asta nu înseamnă că nu există. Și aici îți bagă disclaimere. Cu toate acestea pot apărea inconsecvențe. Adică sper că citești și chestiile astea. Așa, bun. A fost la reducere 10.300, echipare, Sear Leon 1.6, 87 kW, diesel manuală. A, fotografii. A, astea sunt alea din România, cred. Da. Așa par. Bă, ce să zic, raportul ăsta nu te ajută foarte mult. Îți arată chestii de kilometri, dar nu-ți arată multe alte chestii. Dar avem istoricul la mașina asta, așa că haideți să confruntăm cu istoricul. Bun, deci ăsta e istoricul pe care l-am pe telefon. Avem aici datele, avem aici ce s-a făcut și avem aici reviziile. Deci avem așa, la 30.000 nu avem pe car vertical, apare asta de la 65.000 pe car vertical și 137.000 și aia de la 137.000 o avem. Da? Deci avem una, deci o avem pe aia și o avem pe aia. Car vertical nu are acces la toate bazele de date, probabil s-au făcut la serviciuri diferite sau au fost înregistrate în mod diferit, însă car vertical nu are cum să aibă acces chiar la toate chestiile. Cu toate astea, Car Vertical a nimerit bine, adică a nimerit, a făcut rost bine de bază de date, adică avem două revizii care apar. Așa, 137, 157 și 158 a mai avut, dar cred că la 157, 158 s-a întâmplat altceva, pentru că la 165 deja trebuie făcută revizia în curând. Da, mai avem la 141 și cam astea sunt toate, din a 4-a 2021. Franceză nu știu, așa că dacă vreți să vedeți, uitați-vă voi ce înseamnă. Prostioara asta e bine să o ai cu tine, pentru că dacă te duci să verifici o mașină și te întâlnești cu un vânzător mai specialist, el așa, și tu îi zici, na, tu care verifici multe mașini, îi zici, bă, cauciucurile sunt la 50% și el zice, nu e adevărat, domne, sunt ca noi, atunci poți să scoți ăsta și să măsori milimetri, să faci un calcul pe telefon, să-i arăți, uite, domne, uite, așa e. Adică atunci când am mai pățit chestii de astea, am scos tool-ul ăsta. În general nu-l folosesc tot timpul, dar uneori l-am folosit. Și vă recomand, e ușor de ținut în portofel. Acum că l-am scos, trebuie să-l bag înapoi. Așa, cum arată pe aici? Păi pe dedesubt mașina arată foarte bine. Nu văd ceva ce să îmi ridice semne de întrebare. Și arată bine. Portbagajul se deschide așa. Arată bine. Mă enervează buza asta enormă, că trebuie să te chinui. O să învăța de la CarWow. Așa, aici arată ok. Are niște mici infiltrații de apă, dar cel mai probabil vânzătorul a dat un jet pe ea. Vedeți aici apă, afară nu e apă. Da, deci nu are infiltrații de apă și am verificat și pe plasticele astea să nu se scurgă. Deci într-o verificare de asta intră mult timp. Ce vedeți voi așa e doar un mic sumar. Asta e motorul de 1.6 diesel cu charge cooler de 115 cai. Uf. Așa. Nu știu cum este în română, ăsta e charge cooler-ul. Trebuie completat antigelul pentru că este sub minim și aș schimba cureaua de transmisie sau cureaua cu caneluri, cum se mai numește, sau curea de accesorii pentru că mai produce mici zgomote. Totodată când am pornit motorul, am auzit un zornăit, posibil scutul motor să fie desprins, un zornăit plasticos sub motor. Nu știu de la ce e, de la ce nu e. Totodată nu sunt sigur de farul ăsta, dacă este original sau nu, pentru că lipsește fix bucata din far unde scrie data fabricației. Ăsta o are, dar ăla, fix ăla, nu o are. Oricum, m-am uitat atent și pe lonjeroane. Mașina cu siguranță n-a fost lovită, dar e posibil să fie schimbat farul ăsta. Uleiul arată destul de bine, l-am verificat mai devreme. Mașina asta, după cum vedeți, nu are absolut nicio transpirație pe la garniturile de la injectoare și nici pe tubulatura turbo, n-are nimic. Practic este super, super ok. Bun. Deci trebuie făcută o revizie, trebuie schimbată cureaua aia
și trebuie descoperit de unde vine sunetul ăla. Poate e un plastic desprins, e ceva, un zornăit, e enervant. În fine, asta dacă stai cu geamul deschis. Dacă stai cu geamul închis, nu se audă nimic. În interior, Seatul ăsta arată super bine. Arată foarte, foarte bine Seatul ăsta. Și hai să ne uităm acum la lucrurile care contează mai mult. Și anume locul acesta, locul șoferului. Mă, trebuie să vă mărturisesc că aici este un loc fain în care să stai. Îmi place volanul, îmi place că, de fapt, bucata asta putea fi mai subțire ca la Audi, dar în spatele volanului parcă am mai mult loc în care să-mi țin degetele. Nici nu știu cum să arăt. Uite, vezi, deci bucata asta are o ceva și poți să ții degetele așa. De exemplu, un Jaguar, la Jaguar trebuie să ții degetele, mâna așa. În fine, am verificat zilele trecute un Jaguar XF și nu mi-a plăcut de nicio culoare. Așa, bun, ăsta e volanul. Ia să vedem să o și pornim. Ca la orice mașină, fix când vrei să arăți zgomotul, nu se aude. O chestie faină la mașina asta o reprezintă faptul că are LED-uri pe fază scurtă și fază lungă. Și cumva îmi place și sistemul ăsta de infotainment. Se mișcă destul de ok, are navigation. Se mișcă foarte bine chestia asta. Butoanele merg destul de bine. Nu e de cea mai bună calitate display-ul ăsta, însă pur și simplu e ok, este super funcțional. Uite, trebuie să facem o revizie. Și rest pe aici nu sunt mari opțiuni și mari dotări. Mașina asta vine din Franța. M-am uitat și pe raportul celor de la Alcopa și părea super ok. Deci până acum mașina este foarte ok. Am o chestie foarte meseriașă, senzor de parcare și cameră pe spate. Hai să dăm o tură să vedem cum merge. Îmi place poziția la volan în Seat. Îmi plac scaunele. O și călcăm un pic. Îmi place ambreiajul. Îmi place cum trage. Îmi place cum frânează. Pilot automat are. Trebuie să apeși cu verde, așa. Deci merge, îmi plac LED-urile. Îmi place cum stă pe șosea. Se simte foarte mișto. Dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi. Eu tocmai am terminat acum de făcut verificarea, mai trebuie să fac raportul pentru clientul nostru. Și în principiu asta este o mașină de cumpărat, pentru că următoarea mașină este vreo 11.500 de euro sau 11.700 de euro și are mai mulți kilometri decât asta. N-avem un istoric de service, dar avem kilometri trecuți pe factură. În principiu, eu aș lua mașina asta. Voi? Și dacă da, de ce? Și dacă nu, de ce? Lăsați-mi, vă rog, părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Sunt foarte, foarte curios. Și spuneți-mi dacă aveți o mașină de asta și dacă credeți că e mișto. Bine, mulțumesc că ne urmăriți, mulțumesc că ne sunteți subscriberi, clienți. Și până data viitoare, dragilor, v-am salutat! Pa, pa!